Aflat în urmă cu puțin timp că inima reginei Maria va fi păstrată definitiv la castelul Pelișor. Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre potrivit căreia caseta de argint în care este inima va face parte din colecția publică a Muzeului Peleș. Inima reginei Maria va fi așezată în Salonul de Aur, conform deciziei regelui Mihai. Va fi mutată cutia de argint, cutia în care a fost original inima depusă și inima reginei. Majestatea sa, regele Mihai, a considerat că cea mai bună soluție pentru moment, dată fiind situația geopolitică a României, cel mai bine este ca inima să se găsească la Castelul Regal Pelișor, în Salonul de Aur, camera în care regina Maria a trecut la cele veșnice, a petrecut ultimele clipe. Aceasta a fost dorința reginei Maria ca cutia în care va fi depozitată inima să fie acoperită în steagul României și al Marii Britanii. Sandra Găteșanu a fost, este directorul de protocol al Casei Regale, acum în legătură directă cu noi, Ștefana Todică de la Palatul Elisabeta. Ștefana, aș dori să le vorbesc celor care ne urmăresc la această oră despre această decizie a regelui Mihai privind momentul în care va fi mutată efectiv inima reginei Maria. Bună ziua! În această toamnă va fi mutată inima reginei Maria la 140 de ani de la decesul suveranei, printr-o procesiune care va avea loc pe data de 3 noiembrie, un traseu care pornește de aici, din București, de la Muzeul Național de Istorie, unde se află în prezent inima. La această procesiune participă atât membrii familiei regale, cât și familia regală din Austria. Regina Maria, știm că a scris în testamentul său, în anul 1933, că își dorește ca inima sa să fie depusă la Balcic, la locul său de suflet, la castelul numit Cuibul Singuratic, unde a și fost până în anul 1940, atunci când teritoriul din Balcic nu a mai fost pământ românesc, și acela a fost momentul în care principesa Ileana a decis să mute inima la Bran, într-o capelă special construită. Însă în anii 70, liderii comuniști au decis ca inima să fie mutată la București, la Muzeul Național de Istorie, acolo unde este și în prezent.